confruntă maxim. Ia să vedem comparația cu fiii lui, așa. Are mai înalt fiii ca el. Aute, da mă, au ieșit mai înalt ca el un pic. Sau tot... Bolt și fiii lui. Ia uite. Ia uitați ce fain. Nu pot acum, înțelegeți-mă. Deci oameni buni, pentru noi cam asta înseamnă un Kangal perfect, care cunoaște rasa asta. Agresivitate, mărime, frumusețe. Foarte puternic Kangal. Foarte, foarte. Foarte, da. Trage tare Bolt, văd că e belea cu el. Dar e frapadă femela din căldă. Absolut, absolut. Hai să ne retragem aici, până îl bagă, că nu se știe niciodată. Ăsta când scapă, intră direct în tine. Da, nu este. Direct în tine, n-are nicio temere. Știm de la Georgică, de altfel. Aha. Da. Mai merge cu un Cane Corso, cu un Dala, Kangal agresiv, nu prea e ce se face. Mai, la exemplarul ăsta... Ai văzut că noi vedem mulți câini, da? Da, aici. Ăsta știm sigur. Tine, adică ți-e frică să stai. Știm sigur că intră direct în tine ăsta, deci e ceva de speriat. Un francez, nu mă înțelegeam cu el. Un câine de campion, dar sper, știți? Pare da. Bun. 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 Da, da, mi-a plăcut. Poate cel mai agresiv câine pe care l-am văzut vreodată și cu cea mai mare bărbăție, Kangal. Și realmente, doamne ferește, să stai, noi nu știm în concret ce se întâmplă. Da, doamne ferește. Dar nu vrem să știm ce se întâmplă. Nu vrem să știm ce se întâmplă dacă scapă, da. Corect. Nu. Auzi, Dane? Da. Ia pune-te la gardă. Băi, fan, e extraordinar, agresivitate. Deci un câine care mi-e frică să stau, chiar dacă știu că am un gard în țapă. Da, da, deci e frică de el. Nu, e ceva da. Extraordinar. Și acolo am pui. Îi luăm la râs să mai filmăm puțin. Fale, te rog să-l analizezi așa. Da. Arată un foarte, foarte. Îl salutăm pe Georgică. Georgică. Domnul Viorel. Viitor de animale. Da. Așteptăm la Georgică o dată. Sigur că da. Venim. Să veniți, să veniți la Georgică. Mergem cu toții. Da, da. Mergem cu toții când veni. Și după. Ce ești de femeluța asta de Kangal? Ia uite. Ia uite, Dane, nu-i frumușică? Da, păi ea e mama celor de acolo. E mama puilor de 9 luni. Da, da, da. Aha. Frumoasă, e o cățea păstrit. Foarte frumoasă. Așa pare. Sivas, așa, da, Sivas. Îmbrăcată, îmbrăcată. Nu e îmbrăcată, dar mai subțiric, așa mai. Da, da. Îmbrăcată. Am spus vreo 20. Ei sunt, au 9 luni. 9 luni, Kangal. Ia uitați ce frumos sunt. Da? Dar ce, e speriat? Da, e timorat puțin așa. Ăsta e un pic mai serios. Am avut și ceva probleme cu ele. A, da? Da, calci, da. Uite ce frumos e exemplarul ăsta. Ei s-au dezvoltat. Da. Da, s-au înălțat așa, nu? Sunt înalți. Da, ce? Sunt micuți încă 9 luni, dar ce corp frumos are. Super exemplar. Ia să-l vedem și pe ăsta. Da, 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 da.